Această ocazie pentru a-l felicita pe noul președinte al PSD, prostănacul, domnul Mircea Geoane. Voi reveni după publicitate, tovarăși. Mă rog, domnule, nu înțeleg de ce râdeți. Este un termen care se folosește și acum în Internaționala Socialistă. Deci, publicitate. Ne revedem după. PSD-ului au și unii unii ziariști. Da, vreau să-i anunț pe toți că nu mă opresc aici. PSD-ul este pe un nou drum. Drum bun. Ne revedem peste 15 minute. Tovare. Vreau să-mi pare rău că am participat la această emisiune și că aș putea deveni o piedică în calea anumitor tovare. Domn, na, că iar m-am încurcat. Cine mi-a scris coordinat textul ăsta, dracului? Vreau să menționez că voi avea și pe viitor o contribuție importantă la viața și activitatea PSD-ului. Doresc să îl felicit cu această ocazie pe tovarășul, pe domnul Adrian Năstase, pentru că dânsul a reușit și iată eu nu. Probabil că nici nu trebuia să mă angrenez în această competiție. De aceea, stimați telespectatori, vă invit să-i vizionăm pe tovară și Felix și Otilia. După care ne revedem. Până ne ajung și la final. Toți mă întreabă cum a fost posibil să spun tovarăș în loc de domn. Este simplu. Eu, deși am 75 de ani, mă simt ca la 45. Deci, deși suntem în 2005, eu mă simt ca în 1975, tovarăș. Misiunea mea s-a încheiat. Emisiunea s-a încheiat. Ne revedem în 2007 la următorul congres PSD, când eu voi avea 32 de ani. Atunci voi candida la funcția de președinte al tineretului social-democrat, Victor Ponta. Păzea!